Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să purtăm niște conversații importante legate de procesul de creștere și educare a copiilor noștri, discuții care să ne ajute să devenim mai pricepuți și mai înțelepți în felul în care îi creștem. Sunt Dora Purel și împreună cu Ovi le spunem din nou un bun venit invitatelor noastre Gabi și Ramona, cu care am pornit data trecută o discuție importantă legată de educația spirituală a copiilor noștri, începând de la vârste mici. Vorbeam atunci despre timpul devoțional, despre elementele care ar trebui să fie conținute în acest timp devoțional și aș relua exact de aici, de unde am rămas, aducând în discuție un alt element care este important în tot ce ține de educația spirituală a copiilor, și anume rugăciunea. Cum îi învățăm pe copii de mici să se roage? Ce ați încercat voi? Ce ați învățat voi din ceea ce ați încercat? Omul nu se naște știind să facă lucruri sau să le gândească, să le formuleze, să le argumenteze, și cred că și în ceea ce privește rugăciunea, omul nu se naște știind să se roage. Când îi se nasc copiii, încercăm să-i învățăm să se roage, după care când încep să vorbească, începem să-i punem pe ei să se roage. Ceea ce este un lucru bun și zicem, măi, copilul să-și depășească tracul, să fie dezinvolt atunci când se roagă. Dar vreau să vă spun un lucru, nu cred că aceasta ar trebui să fie ținta rugăciunii, copilul să devină cât mai dezinvolt să se roage, pentru că umblu cu Dumnezeu deja de 44 de ani și am același trac când vine vorba să mă rog, pentru că trebuie să stau să gândesc ce vreau să spun, cum formulez și așa mai departe. Și atunci, în ce privește maniera în care mi-am învățat copiii să se roage, am făcut o alegere, și anume, îmi las copilul să se roage și să formuleze, dar în același timp eu, părintele, mă rog, pentru că vreau să trasez în mintea copiilor mei un tipar după care te raportez la Dumnezeu și vin prezența Lui. Observația mea, fiind și implicată în școala duminicală, încă înainte de a ni se naște primul copil, observația mea a fost următoarea. De foarte multe ori copiii preiau clișee. Doamne, du-te la bolnavii de pe paturile de spital. Doamne, trimite-ți îndurarea ta peste copiii din Africa și îl trimitem pe Dumnezeu încoace și încolo. O altă observație este nu doar că îl trimitem pe Dumnezeu unde am putea să mergem noi, dar proiectăm niște tipare defectuoase. Și anume, tot timpul ne legăm de ceea ce Dumnezeu ar trebui să facă și ne agățăm de promisiuni care le transformăm în promisiuni cecuri în alb, dar nici de cum copiii noștri nu se roagă, care este responsabilitatea lor, ce au ei de făcut vis-a-vis de cine este Dumnezeu și așa mai departe. Și atunci, o regulă în casa noastră era da, te las să formulezi, dar în același timp eu mă voi ruga cu voce tare, în prezența ta, copilul meu, să vezi care sunt frământările mele, cum mă prezint înaintea lui Dumnezeu cu aceste frământări, cum formulez și pun accentul foarte clar pe partea care, responsabilitatea care îmi revine mie ca părinte, nu ce îi revine lui Dumnezeu, că Dumnezeu e singurul din univers care nu trebuie nici verificat, nici urmărit dacă el rămâne credincios. Și atunci, în casa noastră, indiferent că plecai la școală dimineața, te întorceai de la școală, ne rugam pentru masă, în momentele esențiale ale vieții sau plecai în excursie cu clasa, în tabere, eu țineam să formulez care sunt zbaterile mele înaintea lui Dumnezeu și cum, pentru ce îmi bate inima vis-a-vis de copiii mei, și copiii mei, implicit prin rugăciunea mea, știau clar că sunt frământată ca ei să nu-și dezonoreze Domnul, să nu cadă pradă și așa mai departe. Și atunci a devenit un tipar pe care l-am croit în mintea copiilor mei când vine vorba de rugăciune. Deci cred în a ne lăsa copiii să se roage, dar cred că trebuie să intervenim și să croim în mintea lor tiparul corect de a ne înțelept
și onest de a ne raporta la Dumnezeu. Nu îl trimitem să facă el lucruri care noi trebuie să le facem și nu insistăm pe lucrurile care Dumnezeu le are de făcut și nu intervenim în probleme, în credincioșia noastră. Unul din lucrurile pe care le făceam cu băiețelul nostru când avea 3-4 ani, după ce a început grădinița, și ca o modalitate de a afla ce s-a mai întâmplat peste zi, adresam întrebarea, spune un lucru pentru care ești recunoscător, referitor la ziua de azi, și un lucru care n-a mers chiar așa de bine. Și porneam de acolo, lăsându-l pe el să-și formuleze un gând de mulțumire și de recunoștință, tocmai pentru a sădi în el acest obicei de, ok, după ce a trecut o zi întreagă de mers încolo și încoace, pentru ce ești mulțumitor? Ce o mers bine astăzi și ești bucuros că a ieșit așa? Pentru că recunoștința e un obicei care mi se pare că e foarte bun și ne ajută pe foarte multe planuri și cu siguranță are un impact cu privire la felul și percepția noastră asupra vieții până la urmă, prin ce ochelari alegem să privim ziua la capătul ei, prin ochelari încântați și recunoscători Tatălui Ceresc pentru că ne-a dat o zi cadou sau suntem tot amărâți că nu ne-a ieșit nouă fix cum am fi vrut. Gabi, ai mai vrea să adaugi ceva referitor la rugăciune? Poate că atunci când suntem în procesul în care ne rugăm, da, de față cu copiii și apoi copiii la rândul lor se roagă, eu ceea ce mai obișnuiesc să fac este să intervin chiar în rugăciunea copilului. Nu neapărat în modul în care el să se mărturisească, ci modul în care pune în cuvinte sau ce anume să pună în cuvinte. Zic, oare nu ai uitat puțin să-ți rezolvi lucrurile cu Dumnezeu, știind că tocmai relația cu sora ei nu a fost grozavă. Da, cred că sau cel puțin atât mă refer în contextul nostru. La grupele de copii, de exemplu la școala duminicală, avem momente când solicităm copiii, cine vrea să se roage? Nu vrea nimeni. Ei, pentru că există poate tracul acesta de teama asta de rugăciune sau modul în care s-o pui în cuvinte. Mi-amintesc de mine însă, ca și copii la grupele de copii, simțeam stresul maxim că venea rândul meu să mă rog. Și vedem astăzi în grupele de copii când creăm momentul de rugăciune, unii doresc, alții nu. Uh-huh. Și atunci eu ce mai obișnuiam era dacă simți că ai emoție sau ți-e groază sau nu știi cum să pun, eu vin lângă tine și te ajut ca să spui rugăciunea. Legat de rugăciune, sunt momente când copiii vor spune clar, da, mă rog, când, sau alte ori când nu. Și nu trebuie vreau să le respectăm, să mă rog. Pentru că rugăciunea mi se pare un aspect intim din relația ta cu Dumnezeu și cred că și presiunea asta de a formula, îl poți transforma pe copil numai pentru că e presiunea pe el, să devină mecanicist, să devină formal, ori scopul nostru nu este să-i transmitem copilului, domnule, rugăciunea e o bifă, care dacă rămâne o căsuță, care dacă rămâne nebifată, o eșuat școala duminicală. Aici, tot la rugăciune, mi-am adus aminte de un aspect interesant. Ce am mai căutat în rugăciunile cu copiii mei, nu să ne rugăm la modul general. Doamne, te rog frumos, iartă-mă că am greșit. Dacă ai greșit sau dacă am greșit, nu, hai să vedem exact care sunt acele lucruri pentru care, cu adevărat, da, ai greșit prin tonul ridicat sau ai greșit prin faptul că ai fost răutăcios cu cel de lângă tine sau cu colegul tău l-ai pișcat sau nu știu ce. Și atunci am încercat să... Nu, Doamne, iartă-mi, te rog, păcatele. Nu, care păcate? Deci să învețe să fie, pentru că dacă la modul general îți ceri iertare de păcate, la modul general vei considera că ai fost spălat de păcate. Ori dacă nu vei mai putea bifa în viața ta, domnule, uite, Dumnezeu m-a scăpat de minciună pentru că m-am rugat pentru minciună să mă elibereze, m-am rugat pentru stilul meu acid de a răspunde, îți vindecat de stilul meu. Dar dacă tu nu te mărturisești într-o manieră concretă, tu nu știi să
vezi rezultate concret că Dumnezeu te-a ajutat în sensul acela. Și ca să încheiem această secțiune referitoare la timpul devoțional, haideți să încercăm să răspundem la întrebarea a cui e responsabilitatea până la urmă într-o familie să inițieze acest timp devoțional. Este sarcina tatălui, este a mamei, clar este a adultului din casă, pornind de la premisa că este a adultului, dar a cui este responsabilitatea primordială? Eu nu aș îndrăzni să spun că este doar responsabilitatea mea ca mamă sau doar responsabilitatea ta ca și tată. Aș spune că este a amândurora, a părinților care sunt și, de ce nu, a părinților care sunt în momentul zilei respective, acolo, acasă, în mijlocul familiei. Da, nici eu cred că nu aș pune presiune pe prezența masculină în mod deosebit sau exclusiv pe prezența feminină. Cred că copiii din casa noastră vor trebui să meargă cu ambele tipare de a semăna și de a uda cuvântul lui Dumnezeu și valorile împărăției pe care vrem să le dăm mai departe. Și atunci, potrivit cu dinamica familiei, eu, mama, particip, în același timp tatăl nu este absolvit și el o va face, potrivit cu structura lui. Ideea este, copiii când vor pleca din casa noastră vor avea ambele tipare, și tiparul masculin de semănare și de udare a cuvântului, dar și tiparul feminin, pentru că te-a avut pe tine ca mamă. Și aici mi se pare o presiune cumplită, gândindu-mă la familiile monoparentale sau gândindu-mă la situațiile în care unul dintre părinți, sau poate relația dintre părinți nu este bună, sau unul dintre părinți a căzut într-o apatie spirituală, și eu mi-aduc aminte situații când la școala duminicală, de la o săptămână la alta, trebuia să răspundem de câte ori v-ați întâlnit cu familia în jurul mesei și ați citit și v-ați rugat și așa. Și în momentul în care am plecat la casa mea, mi-am promis mie însă că vom sta, mama, tata și copiii când se vor naște și vom sta. Păi în momentul în care toate activitățile bisericești sunt după masa și tu nu ai tată la copii, pentru că acasă, în momentul ăla tendința a fost să zic, wow, cât ești de nenorocită. Ce m-a luminat a fost experiența relatată în cărțile lui Moise cu camparea și cu decamparea cortului întâlnirii, unde preoții și leviții trebuiau să fie prezenți la împachetarea cortului și a tuturor obiectelor din cort și la despachetarea lor. Momentul în care am zis, păi, momentul în care ei încep să împacheteze, bărbații sunt acolo, bun, dar lucrurile lor personale, cine le împachetează și le despachetează? Păi răspuns, femeile, copiii și bătrânii. În momentul ăla am zis, wow, deci de acum nu mă voi mai simți cumva atipică, ci mă voi simți onorată că pot, așa cum sunt, să îmi conduc familia și copiii în ceea ce este de făcut. Prin asta nu minimizez importanța ambilor părinți, nu, dar nici nu mă voi delăsa dacă sunt singurul care trage. Și aici am permis să îl menționez pe Timotei, care s-a bucurat de sămânța semănată și udată de bunica lui și de mama lui Eunice, bunica lui și mama Eunice. Tatăl nu este menționat decât că este grec. Deci se pare că poți să ai, să devii un tânăr, slujitor, cu o credință neprefăcută, fiind rodul investiției bunicii și a mamei. Și atunci, dar ceea ce cred este, în calitate de părinți, suntem chemați să fim credincioși în modul în care semănăm și udăm sămânța, lăsându-L pe Dumnezeu să aducă la viață, să facă să prindă rădăcini, să maturizeze și după aceea să rodească ceea ce noi am semănat. Ce facem când vedem că copiii noștri sunt refractari sau nu cooperează și nu îi interesează, ba mai degrabă resping pe față toate inițiativele noastre înspre
ai duce spre un moment din ăsta de educație spirituală la vârstele mici? Cum îi abordăm pe ei? Îi abordăm așa cum trebuie. Continuăm să abordăm, nu ne oprim. Potrivit cu nevoia pe care o au. Da. Continuăm să-i abordăm în continuare. Nu-i lăsăm deoparte. Găsim alte metode, încercăm tot felul de trucuri. Da, trucuri sau revii la relația de 1 la 1. Dacă cumva în cadrul formal în care este prezentă toată familia pentru el. Sau s-ar putea noi să cântărim greșit lucrurile. Noi credem că copilul nu aude, nu este îndresat, pentru că el, așa cum povestea și Ramona într-un alt episod, copilul se juca, dar de fapt el aude. Când noi credem că nu aude, s-ar putea să audă cel mai mult sau cel mai bine. Deci nu renunțăm și nu așteptăm să crească un pic mai mare ca să reluăm procesul. Deci a zice că copilul poate părea dezinteresat, dar nu neapărat este. Poate fi fără răbdare, da, poate fi, dar nu mă voi lăsa descurajat și în calitate de părinte sau de educator sunt chemat să fac cu credincioșie semănatul și udatul, lăsând și cu încredere, nu în sincope și nu cu deznădejde, și lăsând în seama lui Dumnezeu modul în care se prinde cuvântul în el, sămânța în el. După cum spuneam la un moment dat, în timpul nostru de familie se vorbea despre turnul Babel și unul dintre băieți se ia liniștit, stătea liniștit și savura tot și aștepta deznotământ, celălalt ciocnea mașini și da, du-te pe hol, îmi venea să zic da, așa este, du-te pe hol, după care am zis nu pot permite să fac chestia asta cu copiii mei. Și eram și la școala duminicală când tot așa aveai clasa perturbată. Nu-ți poți permite să scoți pe nimeni din perimetru în care cuvântul lui Dumnezeu este semănat sau udat. Și după nici două minute, când ajungem în punctul final, că Dumnezeu încurcă limbile ca expresia neascultării de Dumnezeu și Dumnezeu tot rămâne Dumnezeu prin împrăștier, fiul meu care ciocnea mașini și parca mașini, dintr-o dată, mami, dar exact ce s-a întâmplat la turnul Babel s-a întâmplat în ziua 50.000, dar invers. Și asta vreau să vă spun că era undeva în anii 95-96 și interesant este că în, cred că 98-99, am auzit pe un pastor renumit făcând o descoperire uluitoare, cum că Dumnezeu a reversat procesul de la Babel în cinzecime. Și zic, wow, fiul meu a zis-o cu câțiva ani în urmă, oare l-o fi auzit? Și după aceea am mai avut încă o experiență foarte interesantă. În anii 90, când a pornit lucrarea cu copiii de la blocuri, copiii strânși din toate direcțiile, o familie de credincioși își punea la dispoziție apartamentul, avea și copii și aducea copiii de o vârstă cu copiii lor. Și la un moment dat, într-una dintre locații, era o cameră toată împânzită numai de copii și la un moment dat erau două surori și una dintre ele, cea mai mică, tot timpul era ba printre scaune, ba cocoțată, nu știu unde, ba mergea, ba venea, ba pe dedesubt. Îți venea să o iei și să o trimiți afară, dar nu-ți puteai permite, pentru că am plecat de la premisa asta. Nu-ți poți permite, numai pentru că copilul nu are răbdare sau nu te ascult, nu-ți poți permite să-l scoți afară. Și imaginați-vă, ai fi zis, mă, nimic nu se alege de nici de grupă, nici de... Știți ce a fost interesant? După 20 de ani, ne sună cineva la poartă, cine credeți că era? Această, acum doamnă, copila aceea care îți venea să o... a avut parte de o întâlnire cu Dumnezeu într-o manieră foarte personală, într-o noapte, cu clișee din întâlnirile noastre din apartament. Și și-a adus aminte că Ramona și Rea Brutean lucrau, au venit frumos în țară, au sunat la poartă, care vrea să discute, are un blocaj, dar vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Și am stat câteva ceasuri, a plecat și a predat viața lui Dumnezeu, s-a botezat și îmi scrie în mod constant modul în care au trecut ani de zile de atunci și eu folosesc această experiență, o folosesc pentru părinți și pentru educatori,
chiar dacă trebuie să treacă 20 de ani, Dumnezeu este credincios să lucreze acolo unde omul nu, dar în timpul lui, după programul lui, după orarul lui. Și această doamnă a zis, nu va uita niciodată acele momente în care se vorbea în încăpere. No, eu mi-aduc aminte doar de momentele în care numai nu stăteai. Înțelegeți? Da. Și atunci eu, adultul, trebuie să mă temperez. Uh-huh. Dar dacă vine vorba de că am copii nu dezinteresați, ci refuză să coopereze, acolo trebuie să mă asigur că nu e o chestiune de sfidare a autorității, uh-huh, deci să aibă o problemă a inimii, și doi, mă asigur că nu sunt adultul din viața lui care îl întărâtă la mânie. Și întărâtarea în copil, când vine vorba de raportarea unui adult la el, poate apărea atunci când eu, adultul, nu trăiesc potrivit cu ceea ce-i cer lui să trăiască sau nu sunt consecvent cu lucrurile pe care astăzi zic ceva, mâine zic total altceva. Deci încalc în mod arbitrar când mă taie pe mine capul ca adult sau pur și simplu când adultul din viața lui este nepăsător, delăsător și indiferent. Deci întărâtarea părintele nu trăiește potrivit cu ceea ce pretinde copilului să facă. Până și atunci, dacă vine vorba de un copil care refuză să coopereze, prima dată îmi fac o introspecție dacă nu cumva e problema inimii, uh-huh, copilului legată de autoritate și atunci se lucrează într-un anume mod, dar mă verific pe mine să nu cumva eu să fiu adultul din viața lui care întărâtă. Da, până la urmă e vorba de consecvența din viața, exact, noastră, ceea ce vorbim, cu ceea ce trăim. Exact. Deci să fie o potrivire, chiar dacă nu desăvârșită, acolo unde nu apare desăvârșirea, apar falimentele, să mă uit în ochii copilului și să zic, da, am fost nedrept față de tine sau da, am ridicat tonul sau n-am fost cuvincios, îmi cer iertare. Și în momentul ăla, prin cererea de iertare, îi dau un model copilului când va crește cum să se raporteze la falimente și atunci, chiar dacă am falimentat, că nu s-a suprapus perfect ceea ce am zis cu ceea ce am făcut, cererea de iertare, de fapt, creează cadrul perfect în care se suprapun lucrurile. Și învață să-și repare. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu este ascultare ca atunci când am păcătuit să-mi cer iertare. Deci el nu-mi zice cum de-ai greșit. Dumnezeu îmi zice cum de nu te-ai pocăit după ce ai realizat că ai greșit. Deci problema nu e că am greșit, ci ce fac după ce am greșit. Zic, nu eu am greșit, tu ai greșit, copilule. Și atunci apare întărâtarea. Aș mai aduce în discuție un singur subiect legat de disciplinarea copiilor, educația spirituală la vârste mici a copiilor, legat de disciplina de a merge la biserică. Mm-hmm. Mai ales generațiile tinere tind să aibă mereu program alternativ în weekend. Uh-huh. Weekendul este pentru relaxare, pentru deconectare. Uh-huh. Mi se pare că tot mai puține familii sunt acelea care țin cu dinții ca ziua de duminică să fie zi dedicată Domnului, uh-huh, a mersului la biserică, a petrecerii timpului în comunitate. Care este perspectiva voastră asupra acestui lucru? Cât de tare să insistăm și să ținem cu dinții la practica de a merge copilul la biserică duminică de duminică? Aici aș mai menționa un aspect, că ai zis de program alternativ și de relaxare. Sunt cazuri, probabil tot mai dese, în care copiii sunt implicați în activități extracurriculare, gen sport. Și duminică de duminică sunt implicați în concursuri, competiții. Încurajez și eu pe mine, încurajez să facă sport. Dar cum pot să mă relaționez la ziua de duminică în momentul în care vin constant alte priorități, uh-huh, care se suprapun peste ziua de duminică? Da, și aici cu siguranță nu gândim în termen de dacă ai scăpat o duminică, dacă n-ai mers duminică pe lună la biserică, e vai și amar de tine și ești inconsecvent. Nu despre asta e vorba, ci e vorba de a seta pentru ei acest ritm al vieții. Odată la 7 zile îi o zi specială, îi o zi în care facem ceva diferit de celelalte zile. Cum vedeți voi lucrurile astea? Deci eu aș atrage atenția că
nu doar mersul la biserică este important, ci apartenența și dezvoltarea sentimentului apartenenței la comunitatea cu care te întâlnești duminică de duminică. Și aceasta pentru că este vital și important nu doar în devenirea mea, ci în ajungerea mea la destinație. Acum, dacă eu aș pricepe, deci foarte interesant că niciunul dintre noi nu ne-am permite, funcționăm după tiparul ăsta, de luni până vineri la serviciu și n-am cum, pentru că angajatorul meu nu mi-ar da liber. Vin și mă întreb, de ce ne este atât de ușor să luăm din ceea ce îi aparține celui prea înalt, deși el n-a zis 6 zile îmi dați mie și una ea voastră? Ba mai mult, mă gândesc, oare îi transmit îndeajuns copilului meu că trăiesc pe suflarea împrumutată de el, mie? Deci, lui îi datoresc faptul că suflu, că respir. Lui îi datoresc sănătatea că m-am ridicat din pat. Lui îi datoresc faptul că pot să fac ceva. Lui îi datoresc totul. Și atunci, eu, părintele, nu pot permite să fiu inconsecvent ca prin viața mea și prin ritualurile mele de duminică și de mers, nu doar de mers la biserică, ci să transmit apartenența mea la biserică, să-i transmit copilului meu că știu pe suflarea cui trăiesc și că suflarea asta și-o va retrage într-o bună zi și mă va cântări potrivit cu credincioșia cu care mi-am trăit viața de zi cu zi câtă vreme am trăit în trup. Copilul meu să priceapă că lui îi datorez suflare, că îi datorez sănătate, că îi datorez putere, că îi datorez creativitate, că îi datorez... Și atunci și mai transmit copilului meu și că trupul lui Hristos și apartenența la acest trup al lui Hristos, cel puțin o dată pe săptămână, n-a fost invenția omenească, ci a fost inițiativa lui Dumnezeu să gândească Hristos capul, iar noi, sfinții celui preanal care ne pregătim pentru viața de dincolo, suntem trupul. Ei, copilul meu astăzi face sport, mâine face e olimpic nu știu unde, poi mâine, dar singura problemă este că pricep ai cui sunt copiii mei și cărei împărății, pentru care împărății îi pregătesc. Pentru că după ce va crește, sportul nu-l va mai face, nu va mai apuca mai știu eu ce. Știe copilul meu cărei împărății trebuie să-i aparțină. Și încă ceva, părintele ar trebui să fie primul care să transmită limitele în care investește 6 zile în copilul lui. Înțelegi? Deci cred că responsabilitatea asta e a părintelui. Și copilul când va crește cu tip, băieții noștri au făcut sport, au făcut basket și fuseseră chemați pentru sport de performanță. Și am zis, ne pare foarte rău, dar nu ne vom educa copiii, ne dorim să facă sport. Și astea erau cerințele. A fost supărare puțin din partea antrenorului, erau meciuri la care nu îi ducea numai ca să-i pedepsească că nu a fost în deplasarea nu știu care, i-am lăsat în anumite deplasări, dar nu cu prioritate viața lor să învârte. Plus, gândește numai puțin, un accident sau ceva, ți se spulberă totul. Te întreb, copilul tău va trebui să facă față fără performanțe și în momentul ăla cât este și cât îi este inima a lui Dumnezeu, așa își va trăi zilele care îi mai rămân pe pământ. Știi? Și atunci aș fi foarte, foarte atentă cu preocuparea părintelui pentru devenirea. Deci acum ne zbatem pentru activități așa. Poți să ai copiii cei mai realizați cu performanțe academice și profesionale, dar undeva în străfundul tău ca părinte, dacă îl vezi mutilat emoțional sau dacă îl vezi mutilat relațional, social, inadaptat și chircit, n-ai nici o plăcere de orice realizare academică și profesională. Acum, până-s mici, credem că asta e totul, să-l duc la centru de sport. Și vă mai întreb ceva, de ce eu ca părinte îi transmit copilului meu că de la Dumnezeu pot să iau orice și oricând? Noi mergem să ne recreăm, să ne liniștim pentru că am tras din greu. Și zic, da, fă-o liniștit.
Dar va veni vremea când vei ajunge să plângi înaintea lui Dumnezeu pentru că copiii tăi nu își vor respecta nici creatorul, nici ziditorul, nici răscumpărătorul și ne ducem să ne recreăm, dar nu ne recreăm cu bucurie înaintea celui preanalt. Da, și menționăm că nu suntem împotriva recreierii, că și suntem. Nouă ne place să ne și ne recreăm. Că ne ducem duminici, deci nu la asta mă refer, deci cum de pildă pot fi situații de neputință, pot fi situații de excepție, unul din copii îi nu știu cum și rămâi cu el acasă și merge numai celălalt cu părintele. Deci nu la asta mă refer și sunt pentru a merge în concedii și tot, dar în momentul în care viața mea, 52 de weekenduri, eu nu mi le gândesc decât tot dintr-o plecare într-alta, să nu mă mir că atunci când vin la biserică n-am sentimentul apartenenței. Sentimentul apartenenței se creează în momentul în care ești parte în acea comunitate, pui umărul la dezvoltarea acelei comunități. Ori dacă tu vii numai o dată sau de două ori pe an, e normal că tu nu te simți de folos, pentru că ești doar un spectator. Dar toți ceilalți care fac ceva pentru trupul lui Hristos în alte 52 de săptămâni, pentru ei e foarte natural, ei se simt acasă. Da. Aici cred că aș duce un pas mai departe și cred că e important ca, să, ca și părinți să fim văzuți, implicați și în celelalte șase zile, nu doar în a șaptea zi, ca spectatori și consumatori. Exact. E foarte bună. Și atunci ne putem lua și câte o duminică liberă. Da. Și mersul la biserică mi se mai pare important, știți de ce? Eu sunt doar un unealtă pe care Dumnezeu va folosi pentru copiii mei. În devenirea lor și în răscumpărarea lor. Trupul lui Hristos își ia creșterea potrivit cu ce dă fiecare mădular în parte. Astfel că copiii mei, dacă vor ajunge să umble cu Dumnezeu, ei vor umbla nu doar pentru că eu mi-am făcut partea. Eu am fost un rob netreptic care am făcut ce trebuia să fac. Dar după aceea copilul meu este sumă de interacțiunea cu Gabi, interacțiunea cu Doroteea, interacțiunea cu tine, Ovi, și nici nu te gândești la un moment dat cum o chestie pe care ai zis-o tu, a făcut un click în viața lui și copilul meu. Deci apartenența la trupul lui Hristos este vitală în devenirea copiilor noștri. Cred că putem parafraza aici zicala cu e nevoie de un sat să crești un copil, e nevoie de o comunitate să crești un copil. Exact. Și duminicile, de fapt, asta facem, nu? Pe de o parte celebrăm împreună ca și comunitate și ceea ce îmi place în contextul bisericii noastre. Copiii, înainte de a merge la grupele de copii, prima jumătate de oră stau la timpul de închinare cu întreaga biserică. De ce facem lucrul acesta? Am putea să o tăiem, să avem mai mult timp la grupe. Ne plângem, nu avem timp suficient. Dar cred în mod intenționat, e bine să avem copiii cu noi în biserică. Ei sunt martori odată cu noi, la partea de închinare, la ceea ce se întâmplă acolo. Realizează, noi copiii, nu avem o biserică separat de părinții noștri, ci suntem cu toții la oaltă. Și e un moment foarte frumos când vine timpul de mers al copiilor la grupe, întreaga comunitate vede mulțimea de copii pe care avem și ei merg la grupele lor unde pe limbajul lor primesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci partea asta de celebrare împreună cu întreaga comunitate și când eu iubesc să merg să mă întâlnesc cu cei care am ales să-L iubim fără să-L fi văzut, mi se pare extraordinar. Da. Și aici știți ce? Aș vrea să atrag atenția asupra unui aspect. Comunitatea Sfinților este o comunitate în devenire. Nu este desăvârșită comunitatea și vor fi greșeli și vor fi disensiuni și vor fi răni și vor fi... Întrebarea este ce fac eu, părintele, cu privire la copilul meu care va veni acasă. Ce? Că m-am săturat, că sunt niște bârfitori, că sunt niște răutăcioși, pe mine nu m-au chemat, n-au făcut, mi-au zis, mi-au făcut. Și aici, dacă eu, părintele, nu am acea înțelepciune și acel discernământ să-l învăț pe copilul meu că Hristos a murit pentru păcatele lui și lui îi va da socoteală de cum își trăiește viața, nu trupul lui Hristos a murit pentru el, trupul local, și să priceapă că exact așa cum lui i s-a făcut, probabil că și el este la fel de nedesăvârșit în alte relații care poate nu vin să
verbalizeze sau poate verbalizează acasă la ei. Și atunci am voi învăța copilul să nu aștepte perfecțiune și relații desăvârșite și prietenie și nu știu ce. Nu. Deci viața cu adevărat e nedreaptă. Diferența între credincioși și necredincioși, știți care este? Faptul că cel credincios, când stă în prezența lui Dumnezeu, prin Duhul lui și cercetat fiind de cuvânt, își recunoaște nemernicia și nedesăvârșirea și imploră mila celui prea înalt. Asta e diferența. Și după aceea se ridică și încearcă să meargă mai departe frumos. Nu îi va reuși, dar măcar se zbate. I-a reușit 3 zile, iarăși 2 zile nu iese. Deci diferența între credincios și necredincios este că cel credincios își recunoaște păcatul și imploră mila celui prea înalt, se duce, iar mai șchioapătă, iar încearcă să-și repare și încearcă relația. Deci asta e diferența și atunci am voi învăța copilul să nu aștepte să fie înțeles, să nu aștepte să fie desăvârșit, pentru că nici el nu este desăvârșit, ori trupul lui Hristos este în procesul devenirii. Și atunci nu îi permite neparticiparea la biserică, pentru că mie nu-mi place de biserică pentru că... Și atunci eu, părintele, am nevoie de înțelepciune și discernământ. Cum pledez cauza trupului lui Hristos? Mulțumim frumos pentru prezența voastră și pentru tot ce ați împărtășit azi cu noi. Cred că sunteți de acord că a fost o discuție bogată și cu siguranță v-am dat câteva teme de gândire. Așa că vă lăsăm să le rumegați. Până data viitoare. Pe curând!